Elevii care provin din familii cu situații financiare precare vor beneficia și în anul școlar 2014-2015 de pachete cu rechizite școlare gratuite. Potrivit estimărilor Ministerului Educației Naționale, aproape 11.000 de elevi din județul Giurgiu, atât din ciclul primar cât și gimnazial, vor primi cele trebuincioase școlii printr-un program guvernamental demarat de ministrul de resort. Sumele repartizate se stabilesc în baza numărului real de beneficiari din anul școlar precedent și ale estimărilor transmise de către inspectoratele școlare. Distribuirea pachetelor se va face în primul semestru al anului școlar, care va debuta în toamnă. În toamna acestui an școlar, prin programul guvernamental de acordare de rechizite gratuite elevilor din învățământul primar și gimnazial, s-au acordat 10.970 de pachete. La momentul acesta, inspectoratul școlar a transmis necesarul de pachete de rechizite pentru anul școlar următor. Este vorba de o estimare de 11.500 de pachete. Pachetele se acordă elevilor din clasele primare și gimnaziale, de aceste facilități neputând beneficia și liceenii. Sumele alocate pentru rechizite școlare sunt diferențiate în funcție de nivelul de învățământ. Un pachet de rechizite pentru un elev de la învățământul primar are valoare de 25 de lei, iar un pachet de rechizite pentru un elev de la învățământul gimnazial are valoarea de 30 de lei. Conținutul pachetelor acordate elevilor variază în funcție de specificul claselor în care aceștia sunt înscriși. Spre exemplu, un pachet pentru clasa 1 conține două caiete de tip 1, două caiete de tip 2, un caiet special abecedar, unul special și două normale de matematică, două caiete de desen, patru creioane, un stilou cu 24 de rezerve, creioane colorate, radieră, riglă, acoarele cu pensulă, ghiozdan, ascuțitoare, bețișoare și patru coperte pentru caiete. De cealaltă parte, un elev de clasa 8-a va primi 4 caiete dictando, 3 caiete de matematică, 10 studențești, creioane, pixuri, o ascuțitoare și o pungă din plastic. Rechizitele școlare se acordă în baza unei cereri care a fost formulată în prealabil de reprezentantul legal al copilului.